10 șoferi băuți au fost depistați conducând pe autostrăzile din țară. Mulți alții au ajuns pe mâna poliției din pricina faptului că au uitat că trebuie să apese pedala de accelerație. Polițiștii Brigăzii Autostrăzi și Misiuni Speciale a Poliției Române au depistat săptămâna trecută 43 de persoane care conduceau cu viteză de peste 180 de km pe oră. Cea mai mare viteză înregistrată de radar a fost de 219 km pe oră, iar cea mai mare valoare a alcoolemiei indicată de aparatul Dragger a fost de 0,85 de mg per litru în aerul expirat. Pe autostrada Soarelui, aparatele radar au înregistrat 6 conducători auto care circulau cu viteze cuprinse între 181 de km pe oră și 216 km pe oră. Toți au fost sancționați cu amenzi cuprinse între 1305 și 2464 de lei și au rămas fără permise pentru 90 de zile.